De mult, în vremuri îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra, urmează Simsalagrim. Goldilocks. Pisicuțele! Sigur poți avea grijă de pisicuțe până mă întorc de la piață? Bineînțeles, doar nu sunt bebeluș. O să le dresez să facă spectacol la circ. Fii cu minte și ai grijă ca pisicuțele să nu iasă din casă. Bine! Nu mi place să zbor. Mult n-am mai fost la pescuit. Tu cine ești? Doc Croc, învățat, filozof, virtuos, etc., etc. Iar eu sunt Yo-Yo, cel mai mare aventurier din totdeauna. Uite ce am prins. Minunat, e pălăria mea. Un pic de ajutor, vă rog. Se vede că te plac mult. Mă întreb de ce. E numai vina ta. Dacă nu mi-ai fi folosit pălăria pe post de coș, ar trebui să-ți înveți pisicile să nu lingă pălăriile oamenilor. Le voi dresa să facă senzație la circ. Voi fi cunoscută drept Goldilocks cea mare. Jonglerii cu pisici? Genial! Te pot ajuta să le dresezi? Categoric! Sigur, i-am învățat pe greier să sară, pe copaci să stea nemișcați. Pot să dresez orice animal, cred. Fetița mea, închide ochii, nu trișa! Deschide-i! O surpriză? Pentru mine? Draga mea, eu și tata ne-am gândit că-i momentul. Un scaun? Făcut de mâna mea. Pica mea nu va mai sta pe jos de acum înainte. Voi doi luați loc pe scaune până pregătesc eu prânzul. Hai, pisi, haide! Mergeți pe sârmă! Hei!
Măcar au aterizat pe patru picioare. Acum faceți schimb de locuri. Te-ai luat două pisici, cam îndărătnice. Se știe că pisicile nu respectă ordinele, Yo-Yo. Stați acolo, vă ordon. Așa nu ajungem nicăieri. Mă duc să le urc în copac. Vor trebui să învețe să se dea jos. Unde vă duceți? Întoarceți-vă! Oh, nu! Mama se va supăra așa de tare pe mine! Nu pot să nu mă simt un pic responsabil. E numai vina ta! Gata, gata! O să le găsim. Dar pădurea este atât de mare. Crede-mă, nu e prima oară pentru noi. Și data trecută ne-am speriat, să știi. Yo-Yo, dragule, uite ce e. Noi suntem trei, iar pisicile nu aleargă prea repede. O să le găsim cât ai zice pește. Pis, 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 pis. Pis, pis, pis. Pis, 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 pis. Pisi, haideți, veniți. Pisi, aici. Piscuță, vino. Bună! N-ai văzut niște pisicuțe? Unde sunteți, pisicuțelor? Haideți, pisicuțelor! Unde sunteți? Se aude ceva! Ați auzit și voi? Da. E burtica ta, amețitule! Yo-Yo, zău așa! Cred că mi-e foame! Aveți ceva de mâncare? Ce avem la masă, draga mea? Specialitatea mea, supă cenușie. O, arată delicios. Fă ceva? Exact așa cum vă place, prea fierbinte. Tocmai mi-a venit o idee grozavă. Dacă ne-am duce la plimbare, să căutăm împreună niște fructe, să avem mai mare poftă. Grozavă idee! Dacă va veni cineva și va mânca supa? Puțin probabil, deoarece toată lumea știe că urșii sunt periculoși. Cine să fie atât de inconștient să se purișeze aici să mănânce supa? Mi-e foame! Grozav! Mai întâi mi-ai pierdut pisicuțele, apoi n-ai adus nimic de mâncare. Ia stai un pic. Simt miros de ceva. Pisicuțele? Nu. Supă! Haideți! Vine din direcția sud-vest. Haideți! Da. Priviți ce am găsit. Urme de pași. Urmele se opresc brusc. Ar trebui să întrebăm proprietarii dacă nu au văzut pisicuțele. Și le-am putea cere și niște supă. Da, pentru cină. Alo! Nu intrați în casă! 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 Nu intrați! Stați! E casa altcuiva!
Nu putem da buzna, așa. Poate că pisicile sunt înăuntru. Poate au fost răpite. Zău, așa. Ați spus că o să mă ajutați să le găsesc. Am o presimțire rea în legătură cu asta. Poate că supa a fost lăsată pentru noi. Trei boluri pentru noi trei. Mi se pare logic. De către cine? De niște oameni buni. Crezi că vor să o mâncăm repede? Cine vrea să mănânce supa? Un vot? Două voturi pentru, unul contra. Am câștigat! Și cu pisicuțele cum rămâne? Nu le putem căuta bine cu burta goală, nu-i așa? Din care mâncăm mai întâi? Clar, din cel mai mare. E prea fierbinte. E fierbinte. Prea rece. Amândoi meritați asta de vreme ce ați luat supa altora fără să cereți voie. În viața mea n-am mai fost învins de o supă. Și n-o să fiu învinsă astăzi. E perfectă. Doc Rock, trebuie să gusti și tu. Nu ar trebui. Haide. Hai, știi că vrei. Eu aș vrea să mă întorc acasă la supa mea. Zău, așa scumpo. Nu-i nevoie să dai fuga acasă la supă. Ascultă-mă, domniță, pisicuțele nu sunt aici. Noi credem că ar trebui să plecăm. De când ești șeful meu? Dacă vrei să pleci, pleacă, nimeni nu te reține. Potoliți-vă, să ne așezăm vreo 5 minute și să plecăm după aceea, ce spuneți? Bine. Ei, nu putem lăsa singur aici. Ai dreptate, probabil asta înseamnă să fii de dacă. Nu-i prea confortabil. Să ne așezăm pe acela. Ce părere ai? Nu știu, e mai confortabil decât celălalt, fără îndoială. Dar scaunul lui Doc Rock pare cel mai confortabil. Nu cred că scaunul ăsta a fost făcut pentru noi. Trei. N-ar fi trebuit să mâncăm supa? Am fost mai grei. Ce e de făcut acum? Mai întâi le-am mâncat supa, apoi le-am rupt un scaun. Nu-i nimic, se poate repara, Yo-Yo. Bineînțeles. Ce e de făcut? Să căutăm niște lipici. Aici, lipici, unde ești? Aici nu e. Poate că nu ne pricepem să găsim lucruri. Dacă nu v-aș cunoaște, aș spune că voi doi încercați să evitați supa mea delicioasă.
Poftim? Niciodată! Ai o imaginație bogată, scumpa mea. Prea bine, ne întoarcem. Ce pot să fac? Ar trebui să le lăsăm un bilețel. De acord. Să ne întoarcem la ceea ce ne pricepe, la căutarea pisicilor. Cine e de acord să lăsăm un bilețel și să ne întoarcem cu altă ocazie? Ce a fost asta? O fi fost doar vântul. Da, doar vântul. Wow, vântul urlă cu putere astăzi. Ce s-a întâmplat? Priviți, cineva a intrat în casă și ne-a mâncat supa. Cum? A mâncat supa? Cine ar fi atât de nerot să facă asta? Priviți! Oh, nu! Cineva mi-a mâncat supa și categoric nu am fost eu. Și pe a mea? Cineva mi-a mâncat supa. N-a rămas nicio picătură. Norocoaso. E îngrozitor. Ce-i de făcut? Ne cerem scuze și le explicăm ce s-a întâmplat. Sau ne ascundem. Putem să ne ascundem. Mie îmi place ideea lui. Cine vrea să se ascundă? Cineva a stat pe scaunul meu. Și pe al meu? Mami, tati, priviți! Mai întâi au mâncat supa fiicei mele, nepoliticos. Apoi i-au rupt scaunul, foarte nepoliticos. Dacă mai sunt încă în casă? Cine ar cuteza să spargă casa urșilor și să facă un asemenea dezastru? Ce monstru să fie oare? Știu ce vom face. Nu vom mai urca la etaj niciodată. De acord. Eu n-o să permit ca un monstru să-mi ia cu asalt casa. Oh. Mergeți sus. Mai întâi, doamnele. Bine, urc eu primul. Cineva a vrut să doarmă în patul meu. Și în al meu. Mama, tată, nu vreau să fiu chițibușară, dar cineva doarme în patul meu chiar acum. Da, ce? Da. Ce vrea să însemne asta? Să vă explic. Un singur lucru nu le place urșilor, să li se fure supa. Da, și încă ceva, să li se rupă scaunele. Și dacă mai pot adăuga un lucru, deși nu e nevoie, să se doarmă în patul lor. Ce-i de făcut? Am eu o idee. Fugiți! Cine-i pentru? După ei! Oh,
Până aici, la post, ce veți fi fiind voi? Cred că am dat de necaz. N-ai decât. Noi suntem trei. Și noi suntem toți trei. Unu, doi, trei... Oh, are dreptate. Te place mirosul de pește. Hai, Doc, dă-mi pălăria ta. Încă mai miroase a pește. Perfect. Pis, 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 pis. Hai, pisi, pisi, haideți, haideți. Acum suntem cinci. Voi știți cum arată lei? Da. Da. Voi știți ce sunt pisicile mărăitoare? Nu. Nu. Acestea sunt pisici mărăitoare. Sunt foarte periculoase. Da, eu le-am dresat să atace! Sunt pisicuțe? Ba nu! Uitați-vă acolo! Eu nu văd nimic. Ce să caut? Fugi! După ei! Ce se petrece aici? Doamnă, sunt ai dumitale? Unul dintre ei, da. Mă tem că aveți o fiică foarte băgăreață, care are prieteni foarte băgăreți. Așa este? Nu! Adică, da, mi-au rupt scaunul. Și ne-au mâncat supa. Și au dormit în paturile noastre. Nu am dormit, ne-am ascuns. Nu aveți ceva să le spuneți urșilor? Uze. Uze. Poftiți înăuntru, să îndreptăm situația. Delicioasă supă! Trebuie să-mi dați rețeta. Am terminat. Pa! Sper că ți-ai învățat lecția. De acum înainte nu-mi voi mai băga nasul în treburile altora. Și nici în bolurile lor. Și nici în patul lor. Stați puțin! Aș vrea să ți-o dăruiesc. Mie? Da! Ne putem juca împreună în fiecare după masă. În felul acesta și pisicuțele se vor vedea zilnic. Ia-o, draga mea! Și le putem dresa pentru circ. Împreună? E mai bine să fim o echipă. Ce părere ai? Bine! Noi trebuie să plecăm. Ne-a făcut plăcere. Simsa! Simsa la... Simsa la Grim! Pa! 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 Direct pălăria! Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Au dublat în limba română Sebastian Lupu, Richard Balint, Răzvan Bicoveanu, Anca Simirean, Petre Ghimbășan, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Ester Achelariu. Regia Alina Leonte și Ion Druscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.